Salut, șacalilor, ce faceți? Pentru azi am pregătit un sketch foarte tare, zic eu, n-am mai făcut asta de ceva timp și e cu fratele meu, toți cei care au un frate mai mic sau, nu știu, mai mare o să înțeleagă cum e treaba, deci cred că o să vă placă. Dar înainte să înceapă episodul, voiam să vă zic că m-am apucat să fac logo-uri, aveți link-ul ăla în descriere unde fac eu logo-uri, puteți să luați unul sau dacă vreți, dar dacă vreți, puteți să mă ajutați să-mi dați acolo 5 stele ca să mă mai cunoască lumea și pe acolo, e o treabă, dar m-am apucat să fac de-astea, e îmi place. Și na, e oricine, na, aveți acolo link-ul în descriere, mersi. Scuze pentru intro ăsta, gata, vă las cu episodul, like, share, subscribe, dacă să vă găsesc, o să vă placă vizualizare. Tu, bine, n-are plăcut. Mor. Bă, pe mine să mă joc, bă, te rog, în fine, am avut zi obositoare, bă, te rog, lasă-mi și pe să mă relaxez, bă, te rog. Ce mai fost teme de aici, zâmbătace și zâmbătate. A, bă, Luci, te rog, în fine, bă, și doar că nici mama nu mă lasă, bă, în timpul săptămânii, nici tu, că am teme de toate, lasă-mă măcar puțin, bă, că după aia și eu afară, te rog. Ce tot vrei? Să mă lași pe mine să mă joc. Tu te o scheleton de aici, ce ai aici? O, bă, du-te, bă, niciodată nu mă las, bă, să mă joc, ce era tatăi lui. Și nu a fost ca mine și vrea să joace, bă. Bună! Voiam să te întreb ceva. Dacă am și eu voie că am de făcut un proiect. Bă, dar de ce ești bă așa? Ce-ai zis, mă? Nimic, nimic n-am zis. Bă, ce ai zis? Bă, să mă rog, mai comentezi-o, dar o vorbă dacă mai scoți. Bă, te ba, bă, bă, te ba, bă, bă, te ba, bă. Bă, poți să mă ajungi pe mine să-mi spui o propoziție cu un atribut pronominal genitival? M-am ajuns, te rog, ca bar n-am. Spune-o dată. Da, e bine, bă, da, e bine. Dar te-am întrebat altceva, poți să mă asculti puțin, te rog? Bă, tu iar comentezi, bă, iar și mă enervezi. Du-te, bă, și fă-ți temele tale, bă, sale mele, bă, sale tale, du și fă, nici să nu te văd, du și fă-ți-le. Dar m-am auzit să mă ajungi tu. A, da? Eu nu prea cred. Când eram de vârsta ta, nimeni nu m-a așa să-mi fac temele. Deci du-te și fă-ți-l odată. Da, spune mai bine că nu știi. Dani, du-te și du cu noi și ia pâine! Du-te tu. Dar te-a trimis pe tine. Bă, du-te tu că n-am nicio chef și nu spui tu mie ce să fac. Bă, dar pe tine te-a trimis, nu pe mine. Bă, deci dacă mai comentezi o singură dată, îți dau jumătate de palmă, te refuză trei spitale. Îți dau cu dreapta acasă cu stânga, copii ratat. Ce tu comentezi? Du-te și du-l. Bine, dar dacă mă duc eu trebuie să mi te revanșez, că altfel nu mă duc. O să mă revanșez cu un pumn în capul tău ăla sec. Taci odată și du-l. Îi ziceau din oară, o să spun o vorbă bună la ora de mahmurală. Sau verifică-ți freza, în niciun caz n-o să t-omoare maioneza. E bună pentru make-up, eram sub carpet dacă nu eram wake-up. Înainte, nu e niciun dis, ține minte, nu vorbi cu...